Cei care s-au născut în zodia berbecului vor avea între 12 și 14 octombrie seara, luna în tranzit prin semnul lor zodiacal, ceea ce este un factor pozitiv pentru că angajează toate calitățile din fondul lor sufletesc sau toate virtuțile și vocațiile organismului. Vor fi energici, harnici, motivați, se vor mobiliza repede, vor răspunde prezent la orice solicitare vor fi eficienți și sigur că vor deborta de energie, un anume fel de energie, depinde și de vârstă. În seara zilei de 13 octombrie se va produce faza de lună plină în berbec, ceea ce va angaja chiar ca să -a, a personalității acestor nativi, care vor avea așa un mic moment de glorie, se vor simți puternici, se vor uita la ei înșiși în oglindă și vor spune sunt superman, sunt extraordinar, sunt Vlad Țepeș, sunt de neînvins, sunt omul păianjen, totul îmi iese, nimic nu poate să mă ducă la eșec. Bun, este un moment de înfază, ba chiar de infatoare. dar să nu uităm că există și aspecte disarmonice. Primul dintre ele privește casa a șaptea. Angajează soarele, acolo mai este și Marte și sigur că se pot naște tensiuni între soți. Dacă, mă rog, berbecii sunt căsătoriți. Tensiuni între partenerii de afaceri, tot felul de discuții care poate că nici nu și-au rostul, situații stupide și anapoda. Unele sunt stârnite chiar de ei, altele sunt alimentate chiar de ei. Din altele nu se pot extrage, pe altele nu le înțeleg și nu prea au resurse interioare, nu știu ce să facă. Ba chiar vor și recunoaște analizând secvența prin care au trecut, spunând nu știu ce s-a întâmplat cu mine, eram atât de nervos că nu mai înțelegeam ce trebuie să fac, am rămas blocat. O energie atât de puternică care în loc să-i motiveze și să-i mâne la o acțiune înțeleaptă, îi pune în situația de a nu mai ști încotro să o ia și cum să aprecieze corect momentul, pentru că, de fapt, funcțiile cerebrale sunt cele date peste cap. Sigur că, pe un astfel de context astral, nu se semnează nicio hârtie, nici de bine, nici de rău, nici de divorț, nici de implicare într-o afacere. Indicat ar fi să nu se semneze nici contracte, unii, în sfârșit. Care cu stilul lui de a interpreta, din punct de vedere astrologic, ar putea spune că, vai, e lună plină, e momentul extraordinar să se semneze un contract, un angajament. Faceți cum credeți? Și apoi aș atrage atenția asupra felului în care se poate desfășura viața lor în mod public. Dacă au relații cu publicul sau se exprimă. Ales din punct de vedere oral, în fața unui auditoriu. Că sunt elevi, studenți, că sunt persoane venite la un spectacol, la o conferință, la o ședință, la o întrunire, la o manifestare publică, în indiferent ce context, situația lor și poziția lor nu este una notabilă. E una vulnerabilă. Pleacă. În ideea să spună lucruri bune, dar acolo se întâmplă atât de multe lucruri, multe și mărunte, în cascadă, încât ei sunt puși în situația de a se apăra sau de a opta pentru abandonul cauzei însăși. Nici nu mai vorbesc despre subiectul respectiv, uită, amână, ignoră și încep să se ocupe de acele provocări de moment. Pentru alții însă s-ar putea să fie vorba de la caz la caz, de presiuni morale, să-și dea demisia, să plece sau să facă niște concesii și să-și asume niște riscuri care, la un moment dat, pot să conducă la pierderea de imagine, a renumelui, a încrederii pe care unii i-au acordat-o sau declanșarea unei etape care să dureze ceva vreme. În care ei să intre în gura lumii, să se vorbească numai despre ei și nu întotdeauna bine, să fie criticați, atacați, să se țină unul și altul scai de capul lor, și să fie obligați să se ocupe de grădinărirea imaginii publice mai mult decât în alte dății. Între 14 octombrie, după ora 19, și 17 octombrie dimineața, preocupări legate de bani, cu o grijă mare, pe care o au deja, să nu fie păcăliți, să nu piardă, să nu se înșele ei, dar și, eu știu, ghinionul de a da peste niște persoane atât de viclene, atât de șmechere, atât de înrăite și atât de um, exersate în rele, încât um, prudența să fie deja un lucru minor ca formă de apărare, să fie prea puțin să fie doar prudenți. Sigur că cel mai bine este să nu interacționezi cu aceste persoane, pentru că se taie calea unor materializări, unor concretizări. Dacă nu te vezi cu omul respectiv, nu te auzi, nu comunici pe nicio formă modernă de scurtare a distanței, atunci este mult mai greu să se petreacă niște lucruri incorrecte de orice fel ar fi ele că e promisiune, că e semnătură. Principalul este că au un efect și o miză materială. Și în sfârșit, între 17 octombrie, după ora 6 și jumătate dimineața și 18 octombrie, posibilitatea de a face o deplasare sau două chiar, de scurtă durată, pe distanțe mici, unele pot să fie agreabile nu e o mare plăcere, o mare excursie, o mică evadare din peisaj. Poate fi vorba și de o vizită. Uneori există și un interes, fac acea vizită, dau curs acele întâlniri pentru a pune o întrebare, pentru a afla un răspuns, pentru a se lămuri, pentru a se consulta, pentru a afla ceva, pentru a mai învăța sau măcar pentru a sonda o persoană, să vadă cum privește o anume problemă, chiar dacă nu-i cer explicit ajutorul. Capacitate de a vorbi destul de inteligent și cu destul de multă abilitate, dar pe fondul unor presiuni care vin la nivelul conștiinței, al relațiilor publice majore, al atașamentelor majore față de idealuri, scopuri, proiecte sau față de o premiză în care străinătatea joacă un rol important.